Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din God of War pe PC. Oameni buni, numai că de data asta am văzut că unul dintre voi chiar nu țineți cont neapărat să ne jucăm pe mouse și tastatură și am zis, bă, e destul de enervant și nu voiam să dau acum să fac un nou layout de control, deși probabil o să testez în timpul liber un nou layout de controle pentru mouse și tastatură, încât să folosim treaba asta așa mai simplu, dacă e sumă așa, dar am luat controlul de PS5 și l-am conectat la Steam doar ca să putem să ne jucăm fără nicio treabă, așa, doar așa pentru episodul ăsta, dacă e să luăm în felul ăsta. Că deja super familiarizat cu jocul în stilul ăsta de a fi jucat. Oh shit, stai, că trebuie să mergem aici, că trebuie să rearanjăm niște lucruri. Ok. Hey, another one of those light crystals. Yep. Wait there while I reawaken the light. Pushkin. Leosta. That did it. What are we doing exactly? Perfect. Mending the disrepair. Ah, doar trebuie să reparăm ăsta, nu? Good. Now push it back into place. Lejer, stai că îl mutăm. A intrat mai ușor decât credeam. Now realign the wheel onto the track. Jesus. Perfect. Now push the bridge along the track. What? Yep. The whole entire bridge is turning. Yep. How is the whole entire bridge turning? Pentru că eu prea puternic. Boy, you're really strong. Oh, eu sunt boy acum. Just keep pushing until the bridge reaches its first oh, position. Oh god. Tired yet? No. He's always been really strong. So about the dead. We heard someone call them hellwalkers. But what are they? They are poor, restless souls, denied their judgment and their peace. Adică hellwalkers, by what? Tot acolo. Did Vanir magic raise the dead? It could, once. But this is no spell. Dar? This plague of dead is but a symptom of a world out of balance. Something or someone has meddled with powerful forces. Oh, noi suntem de vină. That is all I know for sure. No, noi suntem de vină, 100%. Gata, frate. That's perfect. Come back up. We're ready now. Păi și pot o să rămâne permanent aici? You didn't hurt your back, did you? No. I did not hurt my back. Băiete, tu știi cu cine m-am bătut eu când eram tânăr? Through these doors. Și Patlas? Wait. So did the giants or the elves build Tirstub? All the races helped with its construction. It was the last great act of cooperation between the realms before peace disappeared for good. Oh well. Ce n-ai făcut asta din start, să împingi ușa? Oh, pentru că se închide automat. Yo, Brock a plecat de aici. Mă jur, Brock nu vrea să se întâlnească cu Frey. Ah. Sorry. Leosta. Cu vrăjitoarea. Your bowstring stopped glowing. Its power is now depleted. Only a few knocks of magic remained in the bowstring and we used them. Your bow, please. Ok. Eu cum mi se dezintegrează alia, cum am observat. Once you claim the light of Alfheim, infuse the bowstring with its power. Don't forget. Să nu uităm să ne upgradăm toporul. Oh. Ok. You talk like you're not coming with us. I'll try, but measures were taken to keep me trapped in Midgard. Why? The gods don't care for me much. They don't like her, bro. Is this it? So dark. This temple has been asleep, underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. Păi și avem noi așa ceva? Un Bifrost? Cu ce iluminează femeia asta? Are un felinar de gât sau ce Dumnezeu? S-a spus pe dinți cu cea mai nouă rețetă de hâzgionule. They aren't. These roots are part of the great world tree and make travel between the realms possible. Locul ăsta arată super. O, are, mă, uite, mă, care are ceva în mână. Crezi că îi luminează ceva din piept sau ceva. How does it work? You will need this, a Bifrost, to create travel between realms. It can capture, hold and transfer the light of Alfheim. Place the Bifrost there. Ce variantă de PC are parcă mai multe reflexii și nebunii? What now? Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. It is from this room, and this room alone,
that you will be able to cross between realms. What you see before you represents the temple in which we stand, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. These doors, the towers outside, and the Nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the World Tree, separated only by the Bifrost Light of Alfheim. Nu, sper să existe mecanica asta și în următorul. Adică avem atâtea lumi. Only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The Tree of Life is bound to the fate of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death, and rebirth. Every strand transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. Oh, wow. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Da, chiar. Yes. Very well. Ești the Vanaheim. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination, Alfheim. Okay. Cum facem asta? Oh. Wait, is this moving the big bridge outside? Yes. The wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Okay. Every realm has a travel room that unlocks the bridge to that realm. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. Da, vreau să mai mă uit. Vreau să văd ce mai e, firar. Ok, mergem. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the realm travel bridge will align. And the realm between realms will open. Whoa. See that giant crystal? Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost, opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower from the lake? The Jotunheim Tower disappeared from all realms over 100 winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower went and how they moved it remain a mystery. Am eu niște soluții pentru ceea ce întreb tu, dar dacă aș spune aș da spoiler, așa că ok. It didn't work. We're still here. Follow me. Da, fira, vreau să verific. This trip was its last use. There's no going back until it's replenished with the light of Alfheim. So we are trapped. Ceva de genul. Someone of your ability should have little trouble getting back to Midgard. And we'll be able to make that black dress go away? With the captured light of Alfheim, yes. Totul pare normal, nu cred că am ajuns undeva. Sau... Oh, shit! Și că e Jurassic World aici. Welcome to Alfheim, gentlemen. Think you can spot the light? I can barely see it. Something's wrong. See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple. We'll find what we need there. No. Yeah, that Thanos snap. Not yet. What's happening? To restore the Bifrost magic, you must step into the light. But be very careful not to get caught. Shit. She's not dead. Is she? No. Not likely. Come. I mean, n-avea cum să moară chiar atât de repede totuși, nu? Look at this place. Ne arată nice. Touch nothing. Ei, atingi doar ceva lucruri.
I think you killed it. So? Zici de parcă era o chestie. Ia uite-le! Whoa, what's that about? Nu știu. Not our concern, boy. Focus. Adică pare ca și cum chiar nu ne interesează pe noi. Look here. Yes, sir. What does it say? Something about an eternal war for the light. I don't get it. If both sides need it, why not just share it? Greed. You will find it a common cause for war. Dar nu-i chiar atât de ușor să împarți chestii, fiule. Dacă era atât de ușor să împarți chestii... Ups, scuze. Apăsas eu pe butonul de atac. Dacă era atât de ușor să împarți lucruri, nu erau războaie. Hei, uite, e un elf în față. Eu, ce faci, elfule? Yo, what the fuck? They keep murdering the lighthouse. It is war. The end of one. The robed one's lost. Yong. Nu te-ai dus, vene. Oh, stai că dă dublu. Te-o de aici. Du, dar ce nu văd? Wait, stai așa. Cred că am făcut eu chestie. A, era. Era așa de confuz. Unde-i toată interfața mea? Mamă, săracul de el. Furculița așa una. Oh, fuck. Mă, cred că o să fie ok. Lejer. What are they attacking us for? Nu știu. Nu ne plac doar. More will come. Where's this stuff even come from? Nu știu, mă uitam la elful ăla și săracul nu prea părea nu știe ce întreg. Nu suntem prea buni la tăiat lucruri, mă jur. Încă un cipher de ăsta. Nu. No. Oh, ok. Another cipher piece. O, doi din patru pentru Muspelheim. Pare că Muspelheim oricum nu e zona principală, e optional content. Îmi place că jocul ăsta chiar are optional content care chiar să fie interesant, nu prostioare. Dacă e să o luăm așa. Compass, area, markers. Ok. Dacă suntem în zona care trebuie. Da. Ce faci aici? What the fuck? Where shall we begin? Upgradându-mi toporul, dacă se poate. Upgraded, bro. Probably my brother lay his hands on it again, but if he does, tell him to temper his steel longer. He's warping the bit work. Să upgrade-uri. Oh, asta e un pic de upgrade, ce-i drept. Așa că... Oh, e upgrade pentru... Fuck, am upgradat ce nu trebuia. Era acum o stres arătăm cam ciudat. Oh, no. Damn it. Adică ne dăm plus chestii, nu putem să nu luăm. Că putem face level 2 dacă tragem de noi acum puțin. Yep. Cred că o să facă level 2. S-ar putea să ne facă level 2. Mai merge să-mi dă o tură? Nu mai merge. Cred că la ăsta mai merge de o tură, da. Nope. Da, așa, dacă mai putem face niște chestii să facem level 2. Oh, mai am nici hack silver? What? Mamă, voi vă dați seama cât am rupt banii? Sell all. Nu întreba. Ok, nu cred că am destul. Doamne, setul ăsta arată odios, dar fie. Cât timp ne dă aproape de... level, e tot ce contează. Ia, la barca măcar. Nice. Stai așa, nu m-am uitat la skill-uri dacă mai avem ceva nou. Oh, level 3.
Ce asta? Leviathan Fury. Oh, asta am nevoie cu charge-ul. Când te arunci și dai cu toporul, nu e foarte bun. Frost Rush. Și asta e bun. Mera la care îți dădea parcă while evading R1. Și asta e treaba. Dar era ăla cu pasiva? Oh, ăsta cu permafrostul, da. Ok, punem ceva și pe shield. Stai că m-am dus aiurea. Punem și, te rog, lasă-mă cu tutorialele. Ok, pe shield, pe shield putem... Ah, aici ăsta este shield combat. Countering strike, da. Dude, asta este cele mai folositoare chestii pe care le putem avea. Bun, hai să plecăm de aici. Sper doar că găsim niște gear mai frumos care arată oribil. Sper că doar setul ăsta e printre cele mai urâte. Restul sunt decente și portabile, dar ăsta arată... Ugh. What'd you say? I said nothing. Really? Aha. Ok. O, nu, nebunește ăsta micul, e clară treaba, băieți. Ne-am dus. Well, cred că e momentul să ieșim pe mare. Did your mother speak of this realm? Not much. Just that since the elves are always fighting over the light. Oh, ok. We kept them isolated. Ia știu chestia. Avem nevoie de astea. Yep. Scădem cooldown-ul. Altceva nimic. Huh? Again, I said nothing. Later. Could have sworn you said something. What is it, boy? Voices. You don't hear that? No. I hear nothing. It's going away now. It was screaming. Lots of voices. Angry. You really didn't hear that? No. No. It felt even. L-auzi cumva pe bunică tu? E posibil să fie bunică tu, probabil. Ori asta, ori nu știu. Nu știu ce rude mai are ta, maică ta. Hei, uite alți elfi acolo. Look, should we try talking to them? Hei, salut! No. But maybe they need help. They do not stop us, so they do not concern us. But they maybe... do not concern us. N-ar rost să vorbim cu străinii, copile. E periculos, mai ales într-o lume complet diferită, unde nu cunoaștem pe absolut nimeni. Clar nu poți să ai încredere în niște ciudați îmbrăcați în alb. La fel ca și în realitate, clar nu poți să avea încredere în niște ciudați îmbrăcați în alb. Sau negru, depinde de religie acum. Look at that. Whoa. That must be the Ring Temple. Nice. Parcă trebuie să ne oprim aici, nu? Stai, stai, Kratos, nebunule. Oh, Doamne. Boy. Spune-mă, stai aici. Look, they have sand bowls in Alfheim, too. Mm-hmm. What does it ask? Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. But I don't see any runes around here. Oh, we must find it. Back to the boat. I mean, nu e apă? E o chestiune relativ simplă, părerea mea. Dar ok, fii. Aparent, ceea ce zic eu nu cred că are relevanță, nu? Zona asta e și foarte mult de explorat, dar trebuie poate să mă uit. Deci eu nu știu dacă pe dificultatea asta chiar e nevoie să faci niște farming intens. E că știu că n-am făcut nici pe Give Me God of War, dar era pe New Game Plus, ce drept. Da. Mă, ceva nu e prea ok cu templul ăsta. Eu. E un tentacul gigantic. To prevent reinforcements. Oh shit. Oh, avem over level. Fuck. Mamă, ce dau ăștia micu. Mamă, toți la grămadă. Behind you!
Don't pick the healing. Dude, vino mă încoace. Uf. Ena. Deși acum ar trebui să aștept la counter, că era mai ok. Eu nu încoace. Dar voiam să... Aia, mai zic. Asta voiam să încerc. Mult mai bine. O, oh, acum trebuie să ridicăm prostiile astea. Ia că a mai apărut ceva în spate, acum mă văd. Maybe we can fix the bridge. Okay, so that did something, I think. Mhm. Oh shit. Ceva au nu-s ciorbar de ăștia. Dude. Mamă, nu puteam să mă opresc. Doamne, nu merge. Doamne, nu mergea să dau nimica. O, Doamne. This is getting kind of hairy. Sorry. Am vrut să-mi dau heal, dar n-am mers. Băi, n-am Resurrection Stone? Nu l-am consumat. Ții minte că n-am consumat Resurrection Stone ultima oară când l-am folosit. Oh, oare nu mi s-a salvat faptul că am cumpărat una atunci? Ok, deci n-am ridicat. Ridicăm pe asta prima dată, fie. Dulce aiurea. Absolut aiurea, vere. Ne-au prins acolo în ultima schemă. Uite-i. Oh, ți-ai minte că și boss-ul de aici e foarte frustrant. Oh, ce ciudat că nu l-a înghețat pe ăsta. Cred că din cauza că e level cât mine. Sau ceva. Oh, deci așa îi înjunghi pe ăștia cu topul. Am încercat să-l nenorocesc pe ăsta. Aia era, mă, treaba. Deci, eu tot mă întrebam de cine merge să înfig toporul în ei. Dar cum am văzut? Era heavy attack la throw, am uitat. Deci, ce înseamnă să nu te mai joci jocul ăsta, să nu fii atent niciodată tutoriale, pentru că te consider deja bun la el doar și l-ai terminat. Nu-i bai. Wait, combined together like that, they kind of look like a room. It doesn't make sense. Come, back to the sand bowl. Și ce zice ceva? Runa aia, fiule? Te rog, fiule, să răspui. Care este treaba? Ce înseamnă această rudă? Și cu ce ne ajută ea? Fie că scrie water, că mă amuză. It's sad the elves can't work things out. Elf, I'm such a beautiful place, but war makes it ugly. Enough. Stories are for the boat. We must focus. Father, the pillars and ring form an elvish rune. Și? Păi și ce zice? What does it ask? Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. Yep, it's water, all right. Classic. Ai că nici nu trebuie să mă aduc aminte de răspuns. Boy! It was the voices again. Different voices, less angry. They were asking for help. Okay. We are here for the light.
I do not care who they are, nor what they want. You never care about anything. You have something to say. No. Ai grijă ce zici. Luger. Oh, shit. Wow, e moise, vere. Wow, look what we found. Dude, asta clar e moise aici, se cheamă. Yes. The voices I heard, it was hard to make out. But way in the back, I'm pretty sure I heard mother. That is not possible. But I know what I heard. Atreus, enough. He looks different. Oh. Look at those horns. Behind me, boy. Ești că te bați cu tribale din Avatar, vere. Oh, shit. Eca, na. Oh, fuck. Pule mama lor. Un pic de healing. Dude, asta când ieși și arunci sulița după ea de bună. Dar vină mă, face. Mamă, dar ăsta dă cu focul fix unde nu trebuie. Au, mai mulți. Mamă, stai că am activat din greșeală, că mai mulți. Păi, ăsta e un ogre? Uf. Mama. Oh god. Oh, God, doare. Mama asta o simt deja mult prea tare. Unde e? Unde e? Gata? Era unul. Dar... Cred că l-am rezolvat. Mă, ce demn n-am să mint. Se simte dificultatea. Țin minte când am jucat prima dată, cam rupeam pe ăștia fără să mă intereseze ce și cum și care. Acum e ceva de muncă. O, asta putem să o întoarcem aici. Be ready. What? Ready yourself, boy! Mă gândeam că putem face ceva, dar nu merge. Ce să mai clipă ready, că e gata treaba. Worth it. Yeah, a fost. Oh, cred că trebuie dat din altă parte. Oh, de aici. Cred că. Sau nu? E vreo altă opțiune de unde pot să arunc, oare? Nu știu dacă trebuie să lovești altceva. Azi două. Oare să arunc acolo și să trag din partea asta altă? Nu cred, da?
Hai să vedem. Adică a tăiat, dar n-a funcționat așa. Nu mai țin minte exact cum foloseam ăsta. Și dacă vin mai așa. Aba, da, a mers așa cum am zis. Smart. Cred că e măr aici sau... Oh! Oh, ce face asta? Oh, e ăsta de dă așa și ăsta la ce? Oh, ăsta e așa. Putea merge pe asta care și damage și tot. De ce bine. Mă, că nu știu cât de mult îmi place atacul. Da, uite, asta e o chestie pe care cred că am, la care am renunțat, cred că când am jucat prima dată, că nu mi-aduc aminte să fi luat abilitatea asta așa de vreme. Ori posibil să o fi luat, pentru că atunci știu că eram super pornit să scocior tot ce avea jocul ăsta de oferit. Acum zicem că poate nu sunt chiar atât de prins în ideea de a căuta toate chestiile posibile, dar tot vreau să iau unele lucruri care pot fi benefice. Stai. Înapoi sus. Uh-huh. We'll find out. Ok. Stai așa un pic. Nu întreba. Nu e niciun trichificior, este doar o treabă în care eu o să fac un puzzle. Ok, și acum trebuie să-l dăm jos de tot. Hai zic. Și acum... Gata, fret! Despre ce vorbim aici? Puzzle Master. Nu știu, îmi plac astea, îmi plac să fac chestiile astea, îmi par foarte distractive. Oh, uite-mă și mărul, că tot vorbeam de el. Ok, încă unul și ne mai mărim HP-ul încă o dată. Oh, și trebuie să folosim aia ca să luăm și chest-ul, să nu uităm. Îmi place cum e Atreus acolo, săracu. Așa de debusolat. Oh, ups. Dar e ciudat că nu mă lasă să mă sui pe aici, știi? Și partea nașpa e că se urcă mai întâi piatra aia, nu mă urc eu, știi? Acum aia, acolo oricum chestul de roșii doar niște health, niște resurse sau ceva. She is gone, boy. Speak no more of this. Fine. I mean, accept, adică tai că tu știe ce zice. Oh, noi acolo pe acolo progresăm, stai așa un pic. Cred că vreau totuși să iau ceva de pe aici. Când o să ajung în punctul în care o să mă simt destul de echipat, pentru că atunci o să fie momentul în care o să ignor complet alte lucruri extra. Ah, nu există oricum metoda de a le bloca, așa că putem pleca. Oricum alte chestii nici nu prea am nevoie neapărat, deci e perfect așa. Oh, he mad. Doamne, săraci. Nu mai veniți mulți, mă. Hold on, boy. Fight. Mamă. Ha, mă, Kratos împinge altul. Mama e de bolostân că ai pis un templu mai devreme. Am folosit toporul? Ia vină mă, drace încoace. Ți
you know. Dare delay-ul ăla în atac. Ține-l în pălăcor prostul ăsta. Scuze că a durat ceva. Au alte skill-uri? Ce mai putem băga? Oh, ar trebui să-i punem și lui Atreus, săracu. Ferocity. Oh, asta am nevoie de aia. Ah, da, avem deja. Putem pune... Oh, o să atace și el, da. True. Și asta funcționează. Bine, trebuie să-i upgrade skill-urile de la astea, gen runele. Opa. Ok, e ceva ce trebuie nimerit într-o altă ipostază. Cred că ăstea trebuie să le luăm, nu? Ok, avem abilități noi, dar am foarte mult, foarte puțin XP. Da, ne trebuie cristalul ăla. Da, ok, sunt să luăm pe aici. Ca prin altă parte nici nu avem cum să mai luăm alt ce drept. Yo! Hey, you sure the witch is okay? I'd hate to think she died helping us. Nah. She knew what she was doing. Okay. I mean, nu cred că are de ce să... N-ai de ce să crezi că a murit sau ceva. Sincer. Ugh, more of it. If we cut enough away, the bridge above us should reappear. Oh, nice. Expect resistance. Oh, clar, right. O să întâlnim tot felul de... carcales pe drum. Asta e clar. Uai, aici nu e de fapt mini-boss ceva, parcă? Nu mai aduc aminte exact. E posibil. Oh! Dita-i crăpătura pe acolo și am ignorat-o complet. Atât. Și gata. Oh, nu, să știam că scrie ceva mini-boss. Du, dar era în mijlocul atacului. Holy shit. Doamne, parcă nu pot să dau reflect la unele atacuri. Ia-o pe asta, mă! Încă-mi place alea catacul ăsta, că ai un pic de range cu el. Unde? Încă unul. Am zis eu că e un boss. O dreptate. Oh, trebuie să dau cutufor acolo. Mulțam. Ia-o pe asta. S-ar golemul de răsă să fie. Oh, s-a bășit. Oh, fuck. Chiar nu țin minte cu ce-i distrăgeam atenția mai ușor. Oh, așa. Down, father!
Uf. Stai așa, frate, că am de bătut un bolovan aici. Literalmente bolovan. Oh, mai un pic, nu pot să cred. Marș, mă, de aici. S-a auzit bolovanul? Eu am murit bolovanul, what the fuck? Ce dintr-o dată, nici nu m-am mai făcut la el. Nice, nice, ce e asta? Ok, ceva talisman mă gândesc. Ancient Heart. O, asta că ar putea să fie bune mai târziu, mă gândesc. Ok, weapons. Nu, asta e altceva. Asta cred că în categoria de armură. Ah, nu e, nici aici. Înseamnă că, oh, sochete. Bă, noi n-am pus sochete, nu cred. Da, uite, reduce all damage from ice elves. Vitality. Defense runic, asta e bun. Level 2. Nice. Asta mi-e coare, vrem ce să-i punem? Nu. La arme iarăși nu prea avem ce să punem. Ok. Asta voiam să văd. Alt măr, cred că e un corn aici, o să numărească rage-ul. Oh, sau nu. Northern Tempest. Oh, vreau pe asta. Eu vreau pe asta. Dar vreau să o schimb. Cum o schimbăm? Au, nu pot să o schimb oare decât la ăla? Mă gândesc. Oh. Era cool, nu, din cauza că era cooldown, frate, nu puteam să schimb, eram așa de confuzit, bă, dar ce Dumnezeu vere? Uite-mă acum așa. Hai, mă, Doamne, eram așa de confuz, mă jur. Gata. Nice. Ah, are luat cristalul ăsta, așa că avem podul sus. We must find a way up. Wow. Stai că deschid căi noi, boys. Căi noi pentru prietenii noștri. Punem și noi asta așa frumos aici. Tu, dar cum zic că se vede te rana de la sabie în spate? Stai așa, voiam să mă uit dacă e ceva chestie pe care puteam să o folosim, dar nu văd. Am nevoie de alte lucruri, nu cred. Wow. Și mai auzi voci, fiule? Cum te mai simți? Bine, sănătos, toate alea? Look, the blue door. We made it. Da, chiar că? Bine, tot la fel de slab pare, slabă pare lumina asta, dar totuși. Oricum, oameni buni, cam asta ar trebui în acest video din God of War. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Iar noi o să ne auzim cu episodul următor data viitoare. Pa, pa!